De câțiva ani, peste 100.000 de automobile care circulă în Moldova, Grecia și România, dintre care câteva mii doar în județul Giurgiu, sunt înmatriculate în Bulgaria. Proprietarii însă, de regulă, evită să se deplaseze anual în Bulgaria pentru a-și reînnoi asigurarea de răspundere civilă auto. Când se produce un accident de circulație, pagubele sunt plătite de fondul de garanție constituit de companiile bulgare de asigurări. Într-o încercare de a limita aceste pierderi, Ministerul de Interne de la Sofia a cerut anularea automată a înmatriculării autoturismelor ce nu au RCA. În acest scop, fondul de garanție va verifica periodic automobilele cu asigurarea obligatorie expirată, va trimite informația poliției rutiere, care va anula înmatricularea respectivă. Drept urmare, fondul nu va fi obligat să plătească recompense. Asigurarea de răspundere civilă auto costă în Bulgaria între 75 și 400 de euro pe an, în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, a orașului înmatriculării, a vârstei și a numărului de accidente provocate de proprietarul mașinii. RCA este foarte mare pentru persoanele fizice care au peste 10 automobile înmatriculate și pentru firme cu peste 15 autovehicule. În astfel de cazuri, un RCA cu motor de 1,6 litri va putea ajunge la 350 de euro. Proprietarii străini vor putea evita problemele reînnoind la timp asigurarea respectivă. Pentru a-i înlesni, companiile de asigurări vor introduce contractarea online de polițe RCA și casco. Înmatricularea va fi reînnoită automat după ce proprietarul achită RCA. Companiile de asigurări au și întocmit o listă neagră a cetățenilor bulgari ce au înmatriculate pe numele lor prea multe mașini. În aceste cazuri, o asigurare RCA va putea ajunge la 1.000 de euro.